domnule profesor, mulțumesc de provocare, distinsă asistență. Sigur că a vorbit despre Eminescu înseamnă să ai curaj să privești spre o lumină atât de puternică, cea mai puternică lumină pe care aduce în neamul nostru poetul național este personalitatea și opera sa. Eminescu este neîntrecut, este cel mai bun român, este omul complet și simbolul culturii românești. Sigur, este și un promotor al spiritualității românești, un îndrăgostit de Dobrogea, de aceea nu a iubit Marea doar sentimental, ci a iubit Dobrogea cu valorile ei, pentru că Eminescu a vorbit despre valoarea spirituală a Dobrogei, pentru că a făcut comparații între marile spiritualități ale lumii și a găsit spiritualitatea din Sciția Minor de odinioară, superioare celorlalte spiritualități. În tot timpul istoriei, de la început, filosofii au identificat valoarea spirituală a omului. Dacă filozofii greci și romani, căci aceștia puneau în cumpănă valoarea spirituală a omului, aceștia romani erau mai practici, grecii erau mai speculativi, sigur, filozofii clasici au adus un aport important privind noțiunile de bine, de rău, de religios sau nereligios și au pus în cumpănă valoarea omului. Și noi avem de la mari filozofi clasici niște termeni pe care și biserica îi folosește și găsește în termenii filozofilor o modalitate de exprimare a valorilor umane, a idealismului uman. Iată, Eminescu scoate în evidență spiritualitatea geto-dacilor, care a fost atât de înaltă, atât de specială, pentru că și romanii și grecii au folosit din punct de vedere religios niște termeni destul de empirici, chiar confuzi, pentru că vorbeau de diferite zeități. Spiritualitatea geto-dacă a fost una cu totul particulară față de cele două civilizații și spiritualități, când spiritualitatea unui neam stă și gradul de civilizație, gradul de gândire, înălțimea gândirii. Și iată, pe noi ne ajută poetul roman Ovidius, care a fost exilat aici și care, așa cum spun mai mulți gânditori, a fost un precursor al Sfântului Apostol Andrei, a reprezentat civilizația de atunci. Poeții cei mari latini și greci erau și filosofi în același timp. Poetul Ovidiu n-a fost un simplu poet, ci, cum Sfântul Apostol Pavel se referă la poeții și filozofii din timpul său sau dinaintea sa, ce spune el? Spune lucruri esențiale, că și poeții au exprimat că în Dumnezeu viem, ne mișcăm,
și suntem. Deci noi trăim în Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel, care a avut o cultură filosofică atât de largă, atât de vastă, exprimă aceste trei cuvinte de o importanță capitală pentru a evalua gândirea filosofică de atunci a poeților. Poetul latin Ovidius n-a fost un poet obișnuit. El a fost exilat pentru că nu putea să înțeleagă zeitățile romane, care cuprindeau niște personalități, așa zise, ce evocau niște patimi omenești. Și el a început să râdă de aceștia. De aceea și fost exilat. Pentru că el nu înțelegea, avea o cugetare liberă și căuta să aibă logică în cugetarea sa. A venit aici și a fost trist. Dar a fost trist la început pentru că a schimbat clima și era foarte greu să suporte vânturile de aici de care se plângea. Dar fiind obligat să viețuiască aici, a căutat să cunoască oamenii de aici și chiar gândirea lor i-a găsit pe oamenii de aici superiori romanilor. Deci i-a și învățat limba lor să poată să comunice cu ei. I-au fost dragi, i-a îndrăgit pentru spiritualitatea lor, pentru sinceritatea lor, pentru simplitatea lor, o simplitate rațională și foarte înaltă. Din această pricină le-a închinat două volume de poezii care s-au pierdut ori s-au rătăcit. Noi încă le mai căutăm, că și noi credeam că vestigiile noastre nu mai există. Și iată, s-au descoperit în multe biblioteci și arhive din Europa, din America, de peste tot. Și iată, recuperăm zestrea și încă avem nădejde să recuperăm poate măcar fragmente din volumele pe care poetul Ovidiu le-a închinat dacilor, de care s-a apropiat pentru că aveau o spiritualitate atât de înaltă. Așadar, o zeitate principală, Zamolxis, pe care Eminescu a identificat-o ca un punct superior foarte al strămoșilor noștri, l-a copleșit. De aceea a scris despre spiritualitatea aceasta și a fost fericit să constate că aparține unui neam superior din vechime, astfel încât această spiritualitate identificată în Dobrogea Sfântului Apostol Andrei l-a cucerit pe Eminescu. De aceea a venit să cunoască Dobrogea. N-a venit doar la mare. A mers chiar și pe la pește, la Sfântul Andrei. Și mai în sud a cutreierat Dobrogea. Și aceasta i-a fost o răcorire poetului. Din această pricină, Eminescu se referă la superioritatea spiritualității getodace față de celorlalte popoare socotite superioare și o spiritualitate înaltă. Într-adevăr, prin filosofi sunt cineva, dar prin religiozitate nu prea sunt. De aceea și romanii și grecii i-au martirizat pe apostolii care au venit să le aducă vestea cea bună. Getodacii de aici, din potrivă, nu-i mai lăsau pe apostol să plece. Voiau cu nesat să asculte cuvântul Sfântului Apostol Andrei. Și pentru că Sfântul Andrei avea misiune
nu numai aici, aici e coborât din Sticea Mare, un teritoriu mai larg, dar nu a stat mult. Aici era chemat peste tot, adevărat este că și-a găsit și cel mai bun să-l lași unde să slujească, peștera care îi poartă numele, un loc atât de special, parcă pregătit anume de Dumnezeu, aparținea neamului nostru. Și Dumnezeu, care știe toate dinainte, a lăsat un lăcaș nefăcut de mână omenească, care să-i fie să lași pentru odihnă și pentru slujire celui trimis aici să vestească Evanghelia. Deci e acolo cu rugăciune și cu toiagul său, lovind pământul, a răsărit izvorul numit al Sfântului Andrei, mergând în alte părți ale Dobrogei, pentru că Dobrogea nu este un pământ care mustește de apă. A făcut să răsare și alte izvoare, cum este izvorul de la Dervent, cum este izvorul de la Crucea, cum este izvorul din localitate izvoare din județul Turcia. Și iată, Sfântul Apostol Andrei a cutreierat Dobrogea, dar văzând câtă sete au strămoșii noștri să asculte cuvântul lui Dumnezeu, i-a trimis vorbă concidadinului său, Sfântului Apostol Filip, să vină aici să-l ajute. Și n-a mai plecat Sfântul Filip, cum spun mărturiile istorice, 20 de ani. Sfântul Andrei a plecat că avea misiune să meargă în Bizantia, Constantinopolul de astăzi, de acolo în Grecia, și și-a găsit sfârșitul la Patras, pentru că numai aici n-a fost martirizat nici Sfântul Andrei, nici Sfântul Filip, care au stat în tihnă, și n-au existat persecuții până la Dioclețian, care a vrut să cuprindă întregul teritoriu al Imperiului Roman. Până atunci era liniște, pentru că se împăcaseră cu credința lor, nu se părau unii pe alții cei ce au venit la credința creștină, locuitorii de aici, și romanii s-au adaptat la religiozitatea superioară a cetodacilor. Ei au venit cu o civilizație, cu o limbă superioară din punct de vedere al cuvintelor bogate, dar în spiritualitate erau mai bogați getodaci de aici. De aceea, iată, Eminescu evidențiază această demnitate a strămoșilor noștri și pune în lumină spiritualitatea noastră, cum o pune și poetul Ovidiu în lumină, care, după ce a cunoscut pe strămoșii noștri, s-a simțit bine între ei. Nici frigul nu-l mai biruia, nici vântul, nici alte vitregii, ci se simțea ca și cum ar fi aparținut acestui popor. S-a altoit aici, de aceea a și scris cărți frumoase, scrieri frumoase în cinstea strămoșilor noștri. Sigur, Eminescu ar fi vrut să rămână aici. De aceea noi sperăm cât vom putea mai curând s-a pregătit și o biserică să o aduce să pune undeva pe faleză. Poate chiar ne-am identificat loc lângă statuia lui Eminescu să fie închinată Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, să fie biserica unde să-l prohodim de ziua asta pe poetul național, de ziua patronului său, și sperăm în curând, când se vor mai liniști cele cu primăria, să putem, în principiu, nici domnul primar n-a fost împotrivă,
Este pregătită bisericuța, numai să o aducem, o biserică foarte frumoasă. Și sperăm să facem multe pentru Eminescu, cum știți, am publicat multe volume din biblioteca lui Eminescu de la Berlin și vom încheia și vom avea biblioteca lui Eminescu complet aici. Și este lucru unic pentru România să avem biblioteca completă a lui Eminescu adusă aici. De aceea vă provocăm la mai multă insistență cu care să ne gândim la poetul național, care este cel ce ne-a adus cea mai mare demnitate. Prin Eminescu suntem cunoscuți în toată lumea, fiind tradus la câte zeci de limbi. Și Eminescu, în timpul cât a creat, dacă facem o comparație, niciun alt poet sau scriitor n-a creat într-un timp atât de scurt cât a creat poetul național. Și el este ctitorul limbii literare românești și asta spune foarte mult. Cuvintele sale au devenit din scrisul său normative pentru limba română. De aceea suntem datori lui Eminescu și mai ales că el a fost un om religios și aceasta rezultă din preocupările sale, ale familiei sale. N-am aici pomendicul la mine. Am pomenit la Dervent rudele sale, călugări, călugărițe și adeseori mergea la mănăstiri și iată doamna profesor Carmen Ciornea a scos în evidență cu mărturii că Eminescu a avut și gânduri de călugărie și sunt cuvinte testament pe care le scrie. Cum să-l facem ateu? Un ateu nu merge să se călugărească. De aceea Eminescu ne este nouă o lumină, o călăuză, cel mai bun român și mai valoros al tuturor timpurilor. Trebuie să-l cunoaștem mai bine, să dăruim copiilor noștri adevărul despre Eminescu, să dăm la o parte toate denigrările făcute de înaintași care au făcut-o din necunoaștere, din îngustime, din influențe de diferite feluri. Este omul complet al culturii românești, mare gânditor, precum Constantin Noica, se înclinau în fața lui Eminescu și nu găseau cuvintele cele mai potrivite să exprime demnitatea și personalitatea marelui poet, unic la noi, dar unic și în întreaga lume și în gândirea timpului său și în aprecierea sa profetică a timpului viitor, pentru că noi trăim sub aceste prorociri ale lui Eminescu și în vremea de acum și când vedem toate aceste frământări și confuzii, dacă ne ducem la cuvintele lui Eminescu, le găsim exprimate oarecum. Pentru că omul, când nu este statornic în bine, când nu caută mereu lumina cea de sus, îi vin diferite influențe de dedesubt, de prin prejur și personalitatea lui devine adeseori confuză sau tributare altora și este oricând vânat să-și piardă identitatea. Fiind ancorați în realitățile poetului național, vom merge mereu cu fruntea sus
în demnitate, în dorința de a fi români adevărați și creștini adevărați, pentru că între altele Eminescu vorbește și despre cele trei virtuți teologice și identifică sau unește în permanență românismul cu ortodoxia. Acesta e testamentul lui Eminescu. Să rămânem în credința noastră curată și să rămânem români adevărați, fii ai lui Dumnezeu și fii ai bisericii și fii ai neamului nostru, iubitor de țară și iubitor de toate valorile pe care le-au adus înaintașii sub oblăduirea lui Dumnezeu. Acesta e Eminescu pe care trebuie să-l privim cu venerație și oricât am căutat să-l cunoaștem, se căută mereu. Nu-l vom cunoaște total, pentru că este un geniu absolut, dar ne vom înfructa din valorile, din frumusețile, din harul primit de la Dumnezeu și oricât am sorbit din înțelepciunea Lui, vom fi din nou însetați să mai sorbim, să mai dorim, pentru că toate sunt daruri de la Dumnezeu și El ne îmbie să ne iubim tot ce e frumos în țara asta, că El a trăit cu frumusețile acestei țări și cu spiritualitatea acestui popor adusă de cei doi sfinți apostoli, Andrei și Filip, care au avut o bază de spiritualitate a unei credințe quasi monoteiste și de aceea înaintașii noștri la propovăduirea apostolilor erau neîncetat însetați să mai asculte ceva din ce spun apostolii. Erau cunesați la cuvintele lor și noi trebuie să fim cunesați pentru că suntem un popor cu doi apostoli și iată, vom cinsti pe Sfinții Români duminica viitoare, dar primii Sfinți Români sunt cei doi apostoli care se identifică cu neamul nostru și cu spiritualitatea poporului nostru. Să ne ajute Dumnezeu să fim vrednici de apostolii noștri și de apostolul culturii noastre, poetul național Mihail Eminescu. Thank you.